Uniunea a salvat România. Deci cine este de vină pentru că este că nu a trecut această moțiune de cenzură, în opinia dumneavoastră? Păi, în primul rând, haideți să vedem ce este moțiunea de cenzură, un instrument absolut democratic la care opoziția are dreptul. Era foarte clar că liderii opoziției vor promova această moțiune de cenzură și partidele din opoziție o vor vota. Ei, dacă ne aducem aminte totuși de demiterea guvernului Grindeanu, acolo cei de la PSD au trebuit să voteze sub supravegherea meticuloasă al ochiului lui Liviu Dragnea. De data aceasta, atât cei de la PSD, cât și cei de la ALDE și de la UDMR au primit ordin nu cumva să voteze. De ce s-ar întâmpla acest lucru dacă n-ar fi existat niciun fel de temere că toți deputații și senatorii majorității și nu vor vota? Corect. Cu alte cuvinte, faptul că cei din majoritatea guvernamentală au interzis propriilor parlamentari să voteze, înseamnă că există o frică, că se știe de fricțiunile interne de acolo și că în eventualitatea în care ar fi avut libertatea să voteze, moțiunea de cenzură ar fi putut avea chiar șanse reale. Nu cred că putem vorbi despre o vină la o moțiune de cenzură, încă este un instrument absolut democratic și nu există nicio vină nici cine o inițiază, nici cine o votează. Dar cine nu votează, cu siguranță are o frică. Și mai ales la ordinul cui nu se votează.